Gata. Sunt aici la bucătărie. În această dimineață am spus că o să vă pregătesc o supă picantă de roșii cu înăut. Pentru această rețetă avem nevoie de o conservă de roșii întregi, o conservă de năut, 500 ml de supă de legume, o ceapă, 3 căței de usturoi, 2 linguri de ulei de măsline, o crenguță de cimbru, un praf de ghimbir, un praf chili, o linguriță de zahăr brun, sare, piper și o legătură de pătrunjel verde. Primul pas, trebuie să punem la călit ceapa împreună cu usturoiul. Să știți că am nevoie de voi în această dimineață în bucătărie. Și știu că Natalia se pricepe foarte bine să curețe morcovul, nu? Ne oprim acum, până se încinge și tigaia, până pui și usturoiul la călit. Și ne întoarcem cu rețeta ta de post, imediat după pauză. Să-mi păstrez morcovul, da? Pentru că este și vremea capricioasă și cu siguranță foarte multe persoane sunt răcite în această perioadă. În câteva momente vom pune ventuze, masajul cu ventuze este foarte bun pentru că vă vindecă de multe afecțiuni. Și vrem